Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele la bacalaureat, iar la nivelul județului Iași, rata de promovare este de aproximativ 30% în creștere față de anii precedenți. În această sesiune au promovat 285 de candidați din cei 956 prezenți la examen. Dintre ei, peste 200 provin din promoția curentă, iar 73 din promoțiile anterioare. Astăzi, absolvenții au putut depune contestații până la ora 18. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 29 august.